Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare am plăcerea să vă prezint câteva noțiuni economico-financiare și să descoperim împreună care este semnificația corectă a termenilor ce țin de educația economico-financiară. Vă propun să construim împreună un mini-dicționar economic. O să începem cu litera A. Noțiunea propusă este activitate economică, adică forma specifică a activității care are ca scop obținerea sau producerea bunurilor și serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de consum. Trecem la litera B. Bunuri economice, adică bunurile care presupun un efort, fiind rezultatul unei activități economice. Să mergem la litera C. Consumator, adică orice persoană care dobândește, cumpără, utilizează bunuri și servicii în afara activității sale profesionale, adică în activitățile care au legătură cu persoana sa și familia sa. Debitor, litera D. Persoană ce a solicitat și obținut un împrumut, un credit și urmează să-l ramburseze. Urmează, evident, litera E. Economia reprezintă ansamblul legăturilor create de oameni pentru a obține bunuri și servicii în cadrul producției, schimburi de bunuri prin vânzare, cumpărare, adică comerț, și consum. Financiar reprezintă activitatea economică realizată prin intermediul banilor, activitate care are la bază circulația banilor. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!